Vă salut, dragi prieteni! Sunt Doru Pop din Seattle, mă bucur să fim din nou împreună. De data aceasta o să urmărim împreună un nou episod care va conține o predică, un mesaj din Evanghelia după Ioan cu privire la cele șapte minuni sau semne, cum le zice Ioan. De data aceasta suntem la semnul al patrulea în mulțirea pâinilor, și textul va fi din Ioan capitolul 6, primele 14 versete. Ca și alte dăți, haideți să citim împreună textul Ioan capitolul 6, de la versetul 1 la 14. După aceea Isus a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Isus a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștile, adică praznicul iudeilor, era aproape. Isus a ridicat ochii și a văzut că o mare mulțime vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul dintre ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, a zis, este aici un băiețel care are cinci pâini de ors și doi pești. Dar ce sunt acestea la atâția oameni? Iisus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. s a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit ei. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor, strângeți fărâmiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic, le-au adunat, deci și-au umplut 12 coșuri cu fărâmiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de ors după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o să Iisus, ziceau cu adevărat acesta este Prorocul cel așteptat de lume, amin. Acesta este textul din care uh, o să uh, vorbim. Predicile acestea sunt adresate bisericii pe care o păstoresc eu aici în Seattle, se numește Logos Bible Church. Așa cum am văzut și alte dăți, și în textul acesta, Isus este căutat pentru nevoi de vindecare ale oamenilor și pentru dorința de a vedea vindecări. Între timp, Isus învăța pe popor și le vorbea, și oamenii, oamenilor le plăcea să asculte ce le spunea Isus. În vremurile în care trăim noi, noi nu ne gândim de unde vine mâncarea. Dacă întrebi un copil, copilul zice, păi cum de unde? Din frigider. Acolo este laptele și undeva pe frigider este, sunt cerealele, cereals, și din frigider vine brânza și ce altceva vreau eu să mănânc. Mâncarea vine din frigider. Nu, nu ne prea interesează de unde vine mâncarea. Mi-aduc aminte când eram tânăr, un, unul dintre frații mei era mai mic, nu știu, abia 3-4 ani. A fost dus la țară de către părinți, mama avea frați la țară și la una dintre familiile la care au, au găzduit, au fost duși, avea, unchiul avea vaci. L-a chemat pe, pe fratele meu să meargă să vadă de unde vine laptele. A măsut o vacă, apoi i-a arătat laptele, a luat laptele, l-a dus în casă, l-a fiert și a vrut să-i dea. Fratele meu, care nu văzuse niciodată până atunci animale în realitate, uh, pentru că noi am uh, crescut la oraș, am locuit acolo, uh, a zis, eu nu mănânc lapte de acesta. Eu nu vreau să mănânc decât lapte din sticlă. La oraș, laptele se cumpăra în sticlă. Și a trebuit ca cineva să meargă de la țară la oraș, să caute o sticlă de lapte și să o aducă, pentru că fratele meu să mănânce lapte din sticlă. Pentru că numai acela era, după părerea lui de copil, laptele real sau adevărat celelalte nu corespundeau dorințelor sale. Acum cu pandemia aceasta, cu COVID-ul, am văzut ce înseamnă să alergi după provizii. Numai în pandemii și în catastrofe ne gândim la nevoia de a avea de mâncare. Altfel, noi o luăm ca ceva cuvenit, ca ceva ce trebuie să fie în magazine, pe rafturi. Cu, când a apărut COVID-ul prin mijlocul lunii martie și când au început oamenii să se sperie, se vorbea că se, va închide, se vor închide magazinele, se vor închide business afacerile și noi o să trebuia să, să stăm mai mult în casă, și ce, 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 ce s-a și adeverit, oamenii au început să-și facă provizii. Mi-aduc aminte că după un târziu m-am gândit ce o să merg să, să cumpăr câte ceva. Auzeam că hârtia igienică este la mare căutare, precum și uh, diferite soluții pentru curățit mâinile uh, și așa mai departe. Uh, N-am mai găsit nici fasole, nici orez, nici conserve de niciun fel, Uh, era carne proaspătă încă, uh, mai era pâine încă. Acum am cu carne și cu pâine și cu o număr de foame. Și era și lapte. Între timp însă am început să facem provizii și noi și îmi aduc aminte când cineva a râs de mine pentru că m-a întrebat dacă am congelator, am spus că am. Și m-a întrebat ce am el, am spus că am și pâine în congelator. A spus, tu ai pâine în congelator? Am spus, da. Uh, el nu avea decât carne. Eu am avut și pâine în congelator. Acum încă mâncăm din ce am, cu cine am aprovizionat atunci, pentru că n-are rost ca să stea degeaba în congelator să se strice acolo. Dar noi, în general, avem magazinele și lucrul acesta este valabil și în țară sau aproape oriunde, în altă parte. Sunt magazine unde poți ca să mergi să te aprovizionezi cu ceea ce îți trebuie. Și mi-aduc aminte când trăiam în țară pe vremea comunismului, atunci când găseai ceva, păi cumpărai, ca și acum în moment de criză, pentru că era o criză permanentă, cumpărai cât mai mult ca să ai sau să dai și la alții. Dar acum nu se mai cumpără așa, se cumpără puțin, cât ai nevoie pentru o zi, două, pentru că și mâine, e tot acolo. Aici la noi, ca și în țară, toate benzinările au, dacă vrei să mănânci o banană, un măr, candy bar, o, 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 a, a, ciocolată tot felul de nați, alune și așa mai departe, și chips, potato chips și alt felul de alte, care poți să mănânci pe mașină sau undeva. Eu cu soția mea, Dina, noi mai călătorim și de multe ori ne ducem de mâncare de acasă, acum nu de mult, am mers doar așa la 100 de mile, 160 de kilometri de aici, să căutăm un oraș unde este un restaurant, e, e într-o zonă mai de munte, e frumos, și este un oraș german, cu tradiție și au o mulțime de mâncări care seamănă cu mâncărurile germane. Cel puțin numele sunt așa. Dar e un șnițel acolo. Mă rog, restaurantul a fost închis și soția zice, mă, să ne punem de mâncare. S-au am pus mere și am pus niște sandvișuri și alte lucruri. Ne-au prins bine pentru că le-am mâncat pe acelea. Dar aici când te duci la drum, n-ai nevoie să-ți iei de mâncare, decât dacă vrei să ronțăi ceva în mașină, pentru că mâncare este peste tot. Și apoi e plin de restaurante, de fast food. Chick-fil-A, In-N-Out, McDonald's, ai Starbucks și alte cafenele. Și în zona noastră sunt o mulțime de drive-thru, sunt niște gherete așa parcate peste tot, pentru că aici se bea multă cafea și este centrul mondial al cafelei. Aici s-a născut Starbucks, nu-i așa? De aceea, cafeaua e la, la mare căutare și la ofertă. Și poți să-ți cafea și chiar și mâncare de unde vrei tu. Acum o să ne întoarcem la, la pildă aceasta. Isus este confruntat cu o situație și nu numai el, ci și ucenicii. O mare mulțime de oameni vin după el, și oamenii aceștia nu se gândesc să-și ia de mâncare. De fapt, pe vremea lor, probabil că mâncau doar o dată pe zi. O masă mai bună. Sau cum aveau? dar o pe zi. Nu se știe dacă nu cumva își aduseseră ceva de mâncare și consumaseră cum ar fi la lunch, la amiază. Și acum era spre seară și nu a mai rămas nimic, a n am mai avut de mâncare. De aceea Isus vede problema, totdeauna lui este milă de oameni de gloate, vede problema și îi întreabă pe ucenici ce facem, de unde le dăm la oamenii aceștia de mâncare. De fapt, întrebarea este adresată lui Filip, și o să ne uităm la ea imediat. Zice de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia. Aș vrea ca să ne uităm la acest, la acest text împreună și să desprindem din el șapte lucruri care eu cred că sunt importante și aș vrea ca să rămânem cu ele. Numărul 1. Isus i-a implicat mereu pe ucenicii săi în lucrare. Uitați-vă la întrebare. De unde vom cumpăra? De unde vom lua noi? De unde vom cumpăra pâini? Uh, Petru Iacov și Ioan au fost uh, ucenicii uh, care în toate listele de ucenici o să-i găsiți împreună uh, ca primii uh, enumerați în listele celor 12, și ei sunt uh, ucenicii pe care Isus îi pregătește într-un mod special, de aceea îi aduce cu el în momente cheie. În casa lui Iair, când înviază pe fica lui Iair, când este înghețiman și se roagă și are nevoie de sprijin în rugăciune, Iisus îi duce tu pe aceia trei ucenici ca să se roage împreună cu el. Atunci când este pe muntele schimbării la față, acești trei ucenici sunt acolo și ei și așa mai departe. De data aceasta îl vedem pe Filip aici, în acest text, și pe prietenul său, Andrei după spusele lui Ioan, Andrei este primul care... Andrei a fost ucenic al lui Ioan Botezătorul și când Ioan Botezătorul a spus acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii sau păcatul lumii, atunci Andrei se duce cu Isus și îi spune învățătorule, vrem să, vreau să văd unde locuiești și el este cu încă un ucenic. Nu știm cine este ucenicul celălalt. Dar Andrei este, aici am amintit în textul acesta, și și Filip, pentru că Andrei, Petru și Filip se pare să fie primii dintre ucenici nu știm unde cad Ioan și Iacob cu fratele său, dar Andrei este frate de corp cu Petru și împreună cu Filip sunt din Betsaida și cu Petru, sunt în același, aceeași localitate, nu departe de aici unde se întâmplă de fapt această minune. Deci Filip este întrebat pe unde, de unde o să cumpărăm de mâncare. Încă ceva vreau să spun că Isus stabilește mereu echipe, el nu antrenează lupi singuratici. Isus mereu se ocupă de, de de grupul de ucenici, și când îi trimite în lucrare, îi trimite câte doi. Aici este un lucru foarte important de precizat. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Pavel ne spune de lucrul acesta în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 1 sau în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9. Noi nu primim planul lucrării pentru a fi lăsați ca să ne descurcăm când vrem și cum vrem noi sau cum putem noi în lucrare. Noi suntem asociați cu Domnul, lucrarea e a Lui mijloacele sunt a lui, slava este a lui. Mi-aduc aminte tot din copilărie, adică din tinerețe, tată a vrut să meargă odată undeva și și-a împachetat o valiză să plece pe teren, cum zicea el că merge pe teren, și mergea cu trenul. A plecat la gară, pe jos nu locuiam departe de gară, în Târgu Mureș, și unul dintre frații mei a vrut să îl ajute să își ducă valiza. Valiza era grea, ce interesant este copilul când el prinde împreună cu tatăl său valiza de mâner și copilul este foarte mândru că el duce valiza, dar el nu duce decât ține valiza, de multe ori încurcă. <laughs> dar, dar tata îl învață pe copil să ducă valiza și să fie responsabil. Așa este cumva cu lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează ne trimitem lucrare, lucrarea este a lui Dumnezeu, mijloacele sunt ale lui Dumnezeu, locul este al lui Dumnezeu, slava este a lui Dumnezeu. Al doilea lucru care îl învățăm din acest text este că inițiativa este a lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte când Pavel pornește ca să meargă să evangelizeze, vrea să intre undeva în Asia, Duhul Sfânt îl oprește, uitați-vă în fapte în capitolul 16. Vrea să intre în Bitinia, prin părțile misiei, este și acolo oprit de către Duhul Sfânt, până la urmă Domnul îl trimite în Macedonia printr-un vis care îl are într-o noapte. Moise este chemat când alții se gândesc la pensionare. Inițiativa este a lui Dumnezeu. Moise are 80 de ani. Se gândește că, ce știu, mai stă un an, doi la păzitoile și apoi se retrage la cortul său ca să stea toată ziua în șezlong în fața cortului căutând umbra și bând lapte rece și mâncând pâine cu sau ce știu ce făcând. Dar Dumnezeu are alte idei și îl cheamă pe Moise uh, în lucrare. Elise era fermier când a fost chemat de către, de către Domnul. Uh, el uh, ara și uh, era, nu era un, un proprietar care să nu pună mâna pe lucru, chiar avea la lucru dintre cele 12 perechi de boi cu care lucra echipa lui, a 12-a, uh, el este chemat să fie continuatorul lui Ilie ca proroc și uh, de aceea el și pleacă, ca să devină slujitorul lui Ilie. Calitatea de proroc al lui Elisei începe ca slujitor al lui Ilie. Găsim scris în, în Vechiul Testament că el turna apă pe mâinile lui Ilie. Mi-aduc aminte cum mulți ani în urmă aveam o adunare care avea scaune și dintre cele două programe dimineața oamenii lăsau scaunele vraiște și eu mergeam mai repede cu o oră de program ca să așez scaunele în adunare. A venit la mine un băiat și mi-a zis, frate, doru, Domnul vrea să eu să devin evanghelist, predicator și aș vrea ca să mă pregătești, să încep să mă pregătești pentru lucrare. Și am spus foarte bine, hai de seară la ora 5, noi începeam la 6, serviciul de seară era vară, hai de seară la 5. Uh, și începem, uh, să începem activitatea de antrenament, uh, învățarea. El a venit cu Biblia sub braț, cu un caiet, cu un creion uh, și am spus, pune le acolo alea și hai să aranjăm scaunele. Am dereticat scaunele pe acolo, erau mai multe scaune, câteva, cred că erau vreo 200 de scaune sau așa de aranjat. Am aranjat scaunele și el a fost foarte nemulțumit, a zis, bine, când începem, când, când va fi prima lecție, că m-ai chemat să vin, zic, aceasta a fost prima lecție. Nu știu cum te consider tu, dar mie mi se pare uneori că mai mult încurc lucrarea decât ajut. Sunt ca și, ca și acel copil care este, merge să ajute pe tatăl său și îi încurcă picioarele și mersul și activitatea sau împreună cu mama sa. Dar noi suntem asociați cu Dumnezeu însă în calitate de juniori. Junior Associates nu suntem noi cei mai importanți, ci suntem numai lucrători care lucrăm împreună cu Dumnezeu. Al treilea lucru care aș vrea să îl desprindem din această întâmplare este că Isus nu poate fi luat niciodată prin surprindere. El știe mereu ce trebuie făcut. Filip n de întrebarea de unde. De aceea Filip se gândește omenește. Cu ce? Asta e gândirea noastră. Când ne gândim că trebuie să rezolvăm ceva, prima dată ne gândim dacă avem resurse, respectiv bani. Asta ne gândim. Filip se gândește omenește la bani. Logica umană este aritmetica ca în 1 plus 1 fac 2. El găsește probabil în pungă echipei de slujire 200 de dinari, de lei și el face un calcul. 200 de lei putem cumpăra atâta pâine, putem da de mâncare la atâția oameni și restul rămân flămânzi. Filip ilustrează perfect problema umană. Problema umană este neputința. Suntem neputincioși. A, nu, nu, nu te da grozav sau rotund, cum se zice, că ești deștept și ești înțelet și știi și faci. Pentru că, în realitate, vis-a-vis -vis de lucrarea lui Dumnezeu, noi toți suntem neputincioși. Noi avem nevoi. omul are nevoi. Și nu avem cu ce le rezolva. Și nu avem nici resurse pentru a rezolva, și nici putere. Pentru că suntem niște vase de lut, cum spune apostolul Pavel, și în aceste vase de lut stă puterea lui Dumnezeu. Nu este puterea noastră, este puterea lui Dumnezeu. Ar fi mult mai ușor să recunoști, să fi, Filip, să fiți zis, Doamne, eu nu am soluții, dar sunt sigur că Tu ai soluții. Pentru că, într-adevăr, Iisus are totdeauna soluții. El nu este luat niciodată prin surprindere. Ba mai mult, Dumnezeu folosește toate formulele matematice, nu numai adunarea și scăderea. El poate și înmulți. În Efesen capitolul 3, versetul 20, Pavel le spune că acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A fost vreodată când ai cerut ceva de la Dumnezeu și te-ai trezit că Dumnezeu a făcut mult mai mult decât te-ai gândit sau ai cerut? Uite aici, este dovada. La Dumnezeu un grăunte, de greu sau de orice, poate deveni 30 sau 60 sau chiar și 100. Un pumn de făină și o lingură de ulei nu se mai termină. Mana și prepelițele acoperă pământul, doar te trezești dimineața și mergi și le culegi. Al patrulea lucru învățat este valoarea lui 1, indiferent dacă unul este un copil, un bătrân expirat sau o măgăriță. Dumnezeu cere în Ezechiel un om într-o spărtură pentru întreaga întreagă cetate. Deci, într-o gaură în perete, un om ar fi suficient ca să umple spărtura, gaura, ca să protejeze sau să salveze cetatea. În pildele lui Esop, într-o zi, stăpânul vrea să meargă la, la baie și îl trimite pe Esop să meargă să vadă dacă sunt oameni la, la scăldătoare, la baia comună, baia publică. Uh, el merge și vine și zice: Nu este decât un singur om. Stăpânul și ia uh, lucrurile cu care trebuie să meargă să facă baie, prosopul se duce și e plin uh, de oameni acolo. Nici nu este loc. Se întoarce supărat către slujitor. Zice: Mă tu ai spus că este un singur om. Cum adică? Păi zice: Să-ți explic. Zice: aici în ușă era un bolovan. Și toți care intrau se împiedicau de bolovanul acela. A venit cineva care s-a împiedicat și el, după aia, s-a întors, a luat bolovanul și l-a aruncat la o parte. El a fost singurul om. Restul altceva. Fiecare, fiecare are ceva resurse. Noi fiecare am fost înzestrați cu câte ceva. Am fost chemați la ceva. Al cincilea lucru pe care aș vrea să-l învățăm de aici este puterea mulțumirii. Această ace, mulțumire, ca, uh, uh, ca și originea uh, minunii, este amintită și în capitolul 6, versetul 23. Ne amintește că din cauza mulțumirii s-au mulțit pâinile. Aceasta este o, o, o minune a mulțumirii. Minunea aceasta este, este și la îndemâna noastră dacă știm să mulțumim. Nu numai să fim mulțumiți, ci și să mulțumim pentru ceea ce avem. Adică să fim mulțumitori și să fim și mulțumiți cu ceea ce avem. Noi trăim într-o într perioadă când toată lumea vrea să fie victimă și se plânge pentru că are de ce să se plângă, se plânge toate lucrurile. Vorbesc adesea cu oamenii, cum e familia? Oh, nu, nu-i prea bine. Cum te împaci cu soția? Nu mă împac bine, am, am, am o soție dificilă. Cum sunt copii? copiii? Copiii sunt nu mă ascultă și nu învață bine la școală. Am probleme cu unul pentru că uh, mi se pare că a, a început să o ia razna așa. Dar munca ta cum merge? Nu prea merge bine. Sunt, uh, sunt în căutare de alt loc de muncă. Dar atunci măcar biserica e bună. Nu e bună nici biserica. Mi-ar place să fie, dar sunt alte biserici. Dar da, nu mă duc până când nu văd schimbare în biserica mea. să schimbăm pe pastor sau să schimbăm pe diacon. Apostolul Pavel se spune că se are în vedere ce are cineva, nu ce nu are cineva. Fiecare are ceva fiecare are un dar. În cazul acesta am găsit un copil, un copil care avea ceva resurse. Și când Domnul Iisus află că există un copil cu resurse, spune, am rezolvat problema. Asta, asta îmi trebuie. Decât să mergem să cumpărăm pâine de 200 de lei, avem pâine aici. Dacă avem pâine aici, dacă avem o pâine, ajunge. Dacă avem niște fărămituri, ajunge. Pentru Isus este suficient, oricât de puțin, ca să facă din ele tot ceea ce trebuie și tot ceea ce vrea. Al șasele lucru care îl învățăm din această întâmplare este că Domnul nu lucrează exact cum ne așteptăm noi. Acum câteva întâmplări, de fapt la, prima, la primul semn, la prima minune în Cana Galilei, vinul a fost omulțit în niște lighene, niște vase de spălat. Dacă noi am fi fost acolo, am fi zis, mă, este puțin ciudat cum lucrează învățătorul, cum a început lucrarea lui. A toți în lucrarea, care, când, când noi începem lucrarea, în ghilimele, noi toți mai o dăm în bară sau toți mai avem greșeli sau a, anumite scăpări și bâlbuieli și uităm și a, transpirăm și suntem timorați și avem trac și sunt mulțime de chestii care se întâmplă când încep să lucrez, de exemplu, ca predicator, da? Uh, și poate că ucenicii s-au gândit, uh, o au cam, cam dat o bară la prima minune, au pus uh, vinul în niște ligene. Dar Domnul nu lucrează exact cum ne așteptăm noi. El lucrează cum vrea El. De exemplu, în Evanghelie au fost mai multe vindecări de orbi. Nu mi-aduc aminte să fi fost doi orbi vindecați exact la fel. Am vindecat diferit. Ba, pe unul dintre ei l-a vindecat chiar într-un mod foarte ciudat. Îți da dai seama cum nu vedea, era, ce știu, cu ochii închiși, a, nici nu avea nevoie să-i deschidă că nu avea ce face cu ei și a, Iisus s-a că ia țărână o ține în căușul mâinii, scuipă în ea face un pic de noroi a, și după aceea îi pune pe ochi și omul treabă speriat, ce, ce faci? Ce faci cu mine? Și Iisus îi spune, pune niște noroi pe ochii tăi acum pentru un orb că îi pui noroi sau îi pui altceva peste ochi sau nu îi pui nimic, tot atâta este dar Iisus lucrează ciudat nu cum gândim noi uite de exemplu în Samaria capitolul 4 din Evanghelia după Ioan. Isus alege o prostituată, o femeie care a trecut prin multe relații și acum a trăiat chiar trei în concubinaș cu cineva, nici mai era bărbat acesta, bărbatul ei, adică, și ea trăia cu el, dar pe ea o alege ca să ducă vestea minu, min, mântuirii la întreaga cetate și să vină oamenii să audă pe Mesia și să fie și ei mântuiți, să creadă și ei, pentru că au văzut ei și au cunoscut ei personal un general sirian vine la o scăldare în niște ape tulburi. Și această scăldare și ascultarea sa îi aduce vindecarea de lepră. El gândea că altfel se va petrece, se vor petrece lucrurile, dar nu s-au petrecut cum a gândit el, pentru că niciodată nu se întâmplă exact cum ne gândim noi. De ce? Pentru că noi avem obiceiul de a transforma un lucru într-o metodă sau un obicei. Niște băieți lui Ceva care era un preot iudeu, au văzut probabil de mai multe ori cum exorcizează Pavel. Au văzut că Pavel spune Duhului străin în numele lui Iisus Hristos din Nazaret îți poruncesc să ieși afară. Într-o zi ei găsesc un bolnav sau un posedat de demon, se duce la posedat și și-au adus aminte de formula care trebuie spusă. Probabil acasă, în fața oglinzii, au repetat-o de câteva ori ca să nu greșească formula, pentru că formula este importantă, nu-i așa? în numele lui Isus pe care îl propovădește Pavel și Duhul răspunde, băi, îl cunoști pe Isus pe Pavel, la cine sunteți voi? Biblia nu ne oferă formule sau metode de obținere a binecuvântării. Când eram mai tânăr și mai naiv, am crezut că dacă urmez acești șapte pași, atunci o să slăbesc. Dacă urmez 12 pași, o să ajung la maturitate spirituală și așa mai departe am descoperit că toate acestea sunt metode inventate de oameni ca să facă bani din lucrurile lui Dumnezeu cu ajutorul celor lesne crezători. Samson a repetat și el aceeași formulă pe care o repetase și altă când se rupsese funile cu care era legat. Dar ultima dată n-a mai funcționat metoda. Deci Dumnezeu lucrează nu cum ne așteptăm noi și nu fă metode din, din lucrarea lui Dumnezeu. Anticipează că Dumnezeu va lucra, și lasă locul lui Dumnezeu să te surprindă, să lucreze într-un mod minunat în viața ta. Al șaptelea și ultimul lucru pe care aș vrea să-l învățăm este că fărâmiturile sunt foarte importante. Noi mâncăm, mi-aduc aminte din copilărie și câteodată și acum mâncăm și ne gândim că gata, s-a terminat cina, s-a terminat mâncarea. Între timp soția sau mama Rămâne încă o jumătate de oră la bucătărie să deretice, să strângă, să spele, să pună la loc lucrurile, să uh, pună rezervele ce au mai rămas înapoi în frigider sau unde trebuie puse. Vezi, fărămiturile sunt importante. Uh, lucrurile acestea sunt, noi le privim uh, cu ușurătate, dar sunt importante. Uh, fărămiturile căzute de la masa stăpânilor au adus vindecare unei femei păgâne. Ea a înțeles principiul fărămiturilor. Atunci când a negociat cu Isus Hristos, care o, o, o pusese deoparte, îi spusese: Noi am, eu am venit pentru oile perute ale lui Israel și nu-i bine să iei pâinea, să o iei de la copii, să o dai la căței. Femeia își dar și căței mai mănâncă fărămituri ce cad de la atât prea numai o fărămitură de la masa voastră. Și Isus o laudă pentru credința ei. Ce rămâne de la unii poate fi bogăție pentru alții. Nu știu cum este în alte părți, dar noi aici aruncăm foarte multă mâncare. Sunt supermagazinele unde este mai ieftin să cumpere o angro. Dar totdeauna când cumpere o angro, eu am constatat lucrul acesta, noi suntem doar doi, nu avem copii, și când cumpere on angro, totdeauna se aruncă ceva. Pentru că nu apuci să mănânci. A, dacă, dacă mergi flămând la magazin, atunci ochii te atrag la o mulțime de chestii pe care le vezi acolo și pe care le dorești și pe care vrei să, să le mănânci. De aceea nu te duci niciodată flămând la cumpărături. Mănâncă bine și după aia du-te la. O să vezi că se modifică obiceiurile de a cumpăra. Nu mai cumperi tot ce văd ochii și tot ce dorești și la lucrurile la care tu salivezi, și o să cumperi lucrurile care sunt necesare și du-te totdeauna cu o listă de lucruri care îți trebuie. Aici se aruncă foarte mult ce este ciudat este că de exemplu aici sunt restaurantele all you can eat, cât poți mânca de obicei mâncarea este cumpărată mai ieftin se pregătește în cantități mari este mai ieftină și de aceea porția sau este o, o, o sumă pe care o plătești la intrare și apoi mănânci cât vrei tu când mergi la un restaurant bun mănânci de la 25-30 dolari în sus o porție la restaurantele astea e cam 10 dolari intrarea pentru o persoană și am văzut adesea oameni care merg și își umplu farfurile cu mâncare de 2, 3, 4 ori. Și am întrebat de multe ori, mă, de ce îți spui așa de mult? Mă, ca să merită ea 10 dolari care i-am plătit. Dar dacă mergeai și mâncai un steak, un grătar, care costa 50 de dolari, te săturai cu el, o, da, 10, încă chiar și rămâne, că nu poți să... Dar aici, de ce ți se pare că 10 pentru 10 dolari tu trebuie să-ți umpli 4 farfurii, când dincolo pentru 50 dolari o farfurie este destulă? pentru că așa suntem noi. Așa sunt oamenii. Problema este că noi aruncăm foarte multă mâncare, este ciudat câtă mâncare se aruncă. Când ar trebui să te gândești că ce rămâne de la tine poate fi bogăție pentru alții. De aceea dacă ai haine sau dacă ai cămăși sau dacă ai ceva care nu mai folosești de multă vreme, dacă n ai folosit de șase luni de zile, nu pentru că acum este vară și mai folosești la iarnă, și dacă sunt lucruri care ar trebui să le folosești acum, dar ai trecut cu ochii peste ele și nu le-ai folosit de multă vreme, ia-le jos de pe rafturi, ia-le jos de pe cuier, ia-le jos de pe umeraș și du-le la cineva care are nevoie. Fărămiturile tale și lucrurile care sunt în surplus la tine ar putea să fie o mare bogăție pentru alții. Încă mi-aduc aminte când locuiam în țară, mai veneau pachete de la străini câteodată și deschideam cu anticipație pachetele ca să vedem ce era. Și ce era? De multe ori era uh, un de lemn, uh, uh, poate uh, o cutie de margarină, uh, făină de cutare, uh, făină de cutare, uh, niște uh, condimente, ciocolată, aia ea era pomenită. Uh, și uneori mai erau și uh, uh, câte o haină, de, uh, câte un obiect de îmbrăcăminte. Eram surprins totdeauna cu plăcere când venea câte un pachet. Mai rar, dar când venea. Fă surprize altora și ajută pe alții cu fărămiturile tale. Noi avem tendința să minimalizăm și puținul și multul. La început, 5 pâni și 2 pești erau nimica. ce e asta pentru atâția oameni, doamne. Acum rămân 12 coșuri de mâncare și sunt tratate cu aceeași nonșalanță de către ucenici. Dacă Iisus nu zicea nimica, atunci ar rămâne acolo fărămiturile și ei plecau lăsându-le acolo. Noi risipim foarte multe fărămituri. Dacă ni se pare că mai avem 5 minute, facem altceva, că sunt numai 5 minute, ce poți să faci în 5 minute? Dacă ni se pare că nu-ți destui bani, îi cheltuim pentru altceva, că, dar ce poți să faci doar cu atâția bani? Și ne risipim fărămiturile de timp, de bani, de resurse și așa mai departe. Iisus poate pune la oaltă un festin din fărămituri și reface o viață din cioburi. El este specialist în lucrurile acestea. Așa să recapitulăm pe scurt ceea ce am învățat de data aceasta. Iisus implică pe ai săi în lucrare. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Inițiativa pentru lucrare este a lui Dumnezeu, el este stăpânul lucrării, a lui este și slava pentru rezultatele lucrării. 3. Iisus nu este luat niciodată prin surprindere. Apoi, 1 indiferent cine este unul, în cazul acesta eu sau tu, avem o valoare mare înaintea lui Dumnezeu. Apoi să nu uităm că există o minune, se obțin minuni prin mulțumire. Puterea mulțumirii este fantastică. Nu numai cere, nu, 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 nu fi un cercetor înaintea lui Dumnezeu, fi și unul care mulțumește. Și într-o zi când chiar n-ai nimica de cerut, deși mă îndoiesc că vei avea vreodată așa o zi în care să nu cer nimica, Du-te doar și mulțumește Domnului. Învață-te să mulțumești mai mult. În al la rând, Domnul nu lucrează întotdeauna cum ne așteptăm noi. Lasă loc Domnului și nu-L îngrădi în mintea ta îngustă și în vederea ta limitată. Lasă loc Domnului să lucreze după cum vrea și după cum știe El. Al șaptelea și urmă, ultimul lucru este să nu, să nu risipim fărămiturile și să nu neglijăm lucrurile mici. Sunt cele importante. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze în perioada aceasta să vă păstreze în sănătate și spiritual și cu trupul vostru. Încă ceva, dacă vreți să vă înscrieți la canalul meu de YouTube, faceți lucrul acesta, m-aș bucura. Mulți mă întreabă, Domnule, ce câștigi din chestia aceasta? Nu câștig nimica. Dar mă gândesc că lucrurile acestea sunt de folos și dacă sunt de folos, de ce să nu te înscrii ca să primești updates când, o să, când postez ceva nou. Spune și altora dacă vrei, dă un share sau un like, dacă îți place, bineînțeles, nu trebuie să faci lucrul acesta din obligație. Și, de asemenea, spune și altora, sigur, despre, despre ce se întâmplă aici. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze încă o dată. Vă spun la revedere. Fiți sănătoși până data viitoare. Când va fi acea dată, dacă Dumnezeu va permite?